Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În acest video voi asambla LiPi, un generator de semnal ce are la bază integratul XR2206. Voi ataşa și un link în descriere de unde a fost cumpărat acest kit generator de semnal, deși se găsește foarte ușor cu o simplă căutare pe Google. La prima vedere mi-a dat două pungulițe cu șuruburi și piulițe, ceea ce cred că au greșit și în loc să-mi dea o singură punguță, arunca două, dar nu contează, e bine. Al doilea lucru care mă cam irită un pic este că pe cablaj nu a trecut și valoarea fiecărei componente în parte, rezistoarele, condensatoarele, așa că sunt nevoit să mă duc în această foaie, pe care avem cu o foaie, da, se pare, ce valoare are fiecare rezistor și condensator în parte, R1, R2, C1, C2 și mai departe. Bineînțeles că avem și schema, dar se găsește și pe internet. Păi să trecem deja la lipirea componentelor. Cum v-am obișnuit, vom începe cu rezistoarele, condensatoarele. Rezistoarele așezate și să le lipim. Urmează condensatoarele ceramice. Să punem și sochetul DIP16. Avem grijă la noci. Gata. L-am lipit un pic într-o parte, dar nu mai mă chinui să-l lipesc drept acum, să-l schimb să fie drept. Prea mare chinuială, atât din cât e lipit bine, chiar mă interesează restul. Urmează condensatoarele polarizate, electrolitice. C1, zona hașurată reprezintă minusul. Mai sunt C4 și C3, dar sunt identice, tot de 10 micro. Să lipim și acești pini pentru jumper. Să punem conectorul bloc. Conectorul DC. Și în sfârșit mai avem și potențiometrele, unul aici, al doilea cel de aici și ultimul. Lipim un singur pin ca să pot să așez potențiometrul în regulă. Cât mai găurile aici, să fie teroare cum ne o să lipesc aici. Am reușit, dar rămân încă foarte mult fluidur. Păi, am lipit toate componentele. În afară de socket, unde din păcate un pic am strâmb, dar mergem. Hai să punem deja integratul, avem grijă la noci, foarte important. Gata. Hai să trecem la asamblarea cutiei din plexiglas, carcasei. Să dezlipim acest scotch de deasupra. Și ultima, da, este un pic dificil de dezlipit.
dar încet, aproape îmi reușește. Bun. Care e partea din spate? Asta. Prima dată să prindem PCB-ul de partea din spate a carcasei. Ultimul șurub. Lateralele. Cealaltă vine aici. Și în sfârșit capacul. Deci pare să intre fără să mai fi nevoie de piuliță. Păi, gata jucăria. A fost montată. Să punem chestiile astea din plastic. Și cam așa arată. Spunem și jumperii. Pentru semnal sinusoidal. Și să spunem între 100 Hz și 3 kHz. Bun, să trecem acum la partea testării practice. Am pus pe semnal sinusoidal și pe frecvența între 1 Hz și 10 Hz, dar din păcate triggerul nu poate măsura așa de bine. Abia aici am reușit, mai jos de 2 Hz nu pot măsura, da. Însă, din păcate, sinusoida e destul de nașpa. Aici începe să fie cât de cât mai ok. Se pare că urcă până la 16 Hz în loc de 10. Și acum să trecem între 10 și 100 de Hz. Să-i reglaj fin din mijloc și să-i reglaj brut. Nu e chiar foarte rău, dar numai că nu e sinusoida respectivă, forma aia sinusoide, cum mă aștept să fie. Bun, deci la 100 de Hz urcă la 226 cu aproximație. Să trecem acum între 100 de Hz și 3 kHz. Deci minimă este 162-163 în loc de 100 și să reglăm. Până la 4,5 kHz în loc de 3 kHz. Și acum să trecem între 3 kHz și 65 de kHz. Pornește la 3, aproximativ 3,1 kHz. Ceea ce e mai aproape față de ce scrie aici. Să reglăm. Urcă până la 82 de kHz în loc de 65. Și pare că forma de undă e mai bine, sau poate mi se pare mie. Și acum să trecem între 65 de kHz și 1 MHz. Aici mărim amplitudinea. Pentru un generator de semnal de buget nu e rău, e bine. Deci, la cât zona asta începe să atenueze, practic. Atenuează. Dar îmi place forma de undă aici. E cum aș vrea eu să fie. Și acum să trecem la semnal triunghiular. În cazul semnalului triunghiular nu pot măsura mai jos de tot la fel de 2, în jur de 2, dar numai că la frecvență mai joasă de sub 4, 5, sub 4 numai triunghiular nu este. La PS5 începe să se apropie, începe să fie totuși triunghiular. Să trecem de această dată între 10 și 100 de Hz.
Observăm că pornește de la 8 Hz în loc de 10 Hz. Asta e reglaj fin. E cât de cât semnal triunghiular. Aici începe să fie în ce în ce mai bine. Deci la maxim avem 226 de Hz în loc de 100 de WC, dar totuși semnalul e în foarte mare măsură curat. Să trecem între 100 de Hz și 3 kHz. Pornește de la 163 de Hz în loc de 100. Mărim fin. Și acum brut. Deci la maxim 4,5 kHz în loc de 3 kHz. Mai departe, să trecem între 3 kHz și 65 kHz. Pornește de la 3,1 kHz în loc de 3. E foarte bine. Mărim fin. Aici începe un pic partea de jos. Să rotunjească, pare. Ok, să trecem între 65 kHz și 1 MHz. Iar de această dată se cunoaște și mai mult, se cunosc și mai mult acele distorsiuni. Nu mai are forma respectivă de triunghi cum ar trebui. Aici pare să fie în regulă, a dispărut problema. Deci pe undeva apare problema între 80 și până în 200 apare problema asta, 80 și 200 de kHz. Apoi dispare și aici atenuez la peste 400. Însă la frecvență mare de peste 200 începe practic să semene cu sinusoid în loc de semnal triunghiular. Ok. Iar pentru a testa semnal dreptunghiular, trebuie să punem la plusul de aici, în loc de plusul de aici. Da, la semnal dreptunghiular, forma de undă la frecvență mică e praștie. În loc să fie dreptunghi, practic taie partea din fața dreptunghiului, e tăiată. Mărim frecvența, începe să își revină cât de cât, dar nici la 15 Hz, 16 nu e de ajuns, tot are forma de undă stranie. Să mutăm de această dată între 10 și 100 de Hz. A, nu v-am spus că amplitudinea în cazul semnalului dreptunghiular nu se poate modifica. Să mărim frecvența și pare că începe să își revină și abia zona asta începe să arate cât de cât ca un semnal dreptunghiular, pe la peste 100 de Hz, cred. Da, tot nu-i suficient. Să trecem între 100 Hz și 3 kHz. Ok, să mărim. Avem 240. Da, aici începe să fie în regulă. 1 kHz și deja la peste 2,4 semnalul devine din ce în ce mai curat. Să schimbăm de această dată între 3 kHz și 65 kHz. Să mărim fin. Cât de cât arată ca dreptunghi. Zona aceasta e cam problematic, dar da, ce să zic. La 82 de kHz. Să schimbăm între 65 de kHz și 1 MHz. Însă aici lucrurile începe să ia grav pe arătură. Pare să arate ca dreptunghi, dar nu prea. Și deja urcăm peste 200 și ia grav pe arătură. Arată mai degrabă cum să spun eu, ați văzut creasta respectivă de rechin, știi? Cam așa ceva arată. Da, pe concluziile mele sunt că pentru banii ăștia e acceptabil. Mai bine tata nu cred că găsești.
Sau poate mă înșel eu și poate veți scrie în comentarii că ați găsit în altă parte alte montaje care generează semnalele mult mai bine față de acesta. Mă refer în prețul de până în 10 euro, nu știu, până în 20. Ce nu-mi place, forma asta sinusoidală nu e chiar, pare să nu fie sinusoidală. Poate sunt eu prea pretențios. Și faptul că reglajul amplitudinii e mult mai mult decât am eu nevoie. Eu vreau până, să spunem, 2 volți vârf la vârf și vreau sub 560 de volți vârf la vârf. Însă am găsit o modalitate pe internet cum să modific astfel încât să pot regla aproape de zero. Dar asta va fi într-un clip viitor. Păi cam aici să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune! La revedere!